O furtună puternică a dus necazuri în Borșa, județul Maramureș. A plouat torențial aproape o oră, iar șuvoaiele scurse de pe versanți au inundat câteva străzi și mai multe curți și subsoluri. Apa a dus la vale și aluviuni care au blocat mai multe podețe și au îngreunat traficul. Pompieri au intervenit ca să-i ajute pe localnici. În zona a fost cod galben de furtună.